Mărturii cu tremurătoare, un bărbat din satul Vorniceni s-a plâns la poliție că a fost supus perversiunilor sexuale de către doi vecini, unul dintre aceștia având 16 ani. În baza plângerii, oamenii legii au inițiat o urmărire penală pentru acțiuni violente cu caracter sexual. Unul dintre suspecți recunoaște faptele, dar spune că totul s-a întâmplat de bunăvoie. Cazul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în satul Vorniceni din raionul Strășeni. Un bărbat de 30 de ani, care potrivit rudelor se află în evidențele medicilor psihiatri, spune că a fost abuzat sexual de doi vecini, unul de 50, iar al doilea de 16 ani. M-a pus să pun întreba în gură. De ce n-ați încercat să fugiți? N-am putut, că mă țineau de scurt, unul. Totul s-a întâmplat după ce toți au consumat băuturi alcoolice în cimitirul din sat. Ulterior, ei au mers în ospeție la un alt vecin care i-a lăsat să stea într-o cameră. Suspectul de 16 ani spune că și el, la rândul său, a fost impus să ceară favoruri sexuale de la victimă. Tu de ce nu ai refuzat? Dacă ți-ai dat seama că nu este bine. Eu luți cum mă bate. Al doilea suspect, bărbatul de 50 de ani, a stat anterior la închisoare pentru furt. El susține că în noaptea de vineri nu a impus pe nimeni să facă sex cu el. El mai spune că toți trei erau în stare de ebrietate și nu-și dădeau seama ce fac. El nu se pot a buzbui, a mă deschide de la prohab. Dacă îmi dai 10 lei, eu fac lucrarea asta. Urmează fi stabilite toate circumstanțele prin dispunere, efectuare diferitor de expertize medico-legale pe cazul dat. Într-adevăr, așa oameni trebuie de pedepsiți. Astăzi, odată la dânsul e bolnav, dar mâine e un pericol pentru un copil. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru acțiuni violente cu caracter sexual. În cazul în care vina lor se va demonstra, cei doi suspecți riscă de la 5 până la 12 ani de închisoare.